grade avem la Giurgiu? 41 de grade. Mai din timp mi-a arătat 42 de grade. Acum 41 de grade. Deci foarte cald, foarte cald. Suntem la piață. Am venit să luăm cutiile de la piață și să ne ducem acasă, avem de scos niște vrejuri din solar. Să vedem cum intrăm în solar la 41 de grade afară, cum e acum. Uitați-o și pe Cori. A venit cu ultima lădiță care mai rămăsese. Vedeți puțin așa ceva în ceață? Asta este căldura care iese din solar. L-am golit tot. Da. Urmează să măturăm, să curățăm bine. Nu am mai filmat pentru că e... Nu am mai filmat pentru că este foarte cald și uitați, am scos toate vrejurile și de aici. Trebuie să curățăm un pic locul acum. O să vă arăt și în spate unde am dus vrejurile. Le-am făcut, le-am stivuit în spate. Să curățim bine și să lăsăm așa pentru castraveți. Da. Mai castraveți punem aici. Vom păstra locul pentru castraveți, o să igienizăm un pic locul. Da. Hai să vedem și în spate unde am dus vrejurile. Uitați, aici am scos toate vrejurile. Astea sunt. Mai avem ceva dovlecei pe aici, pe care va trebui să-i și udăm diseară. Mereu i-am udat pe căldura asta numai. Seara uzi și dimineața, dacă observați, cred că se și vede, pare foarte uscat. Nu știu dacă putem să postăm astăzi video nou, pentru că am văzut că nu merge internetul de aseară. Și să vedem. Semnal de mobil nu prea avem. În solarul de acasă am văzut că sunt câteva roșii care s-au pălit. Din păcate nici nu mai am răsat de schimb. Dar cred că o să punem ceva fasole. Fasole urcătoare. N-am ce face. Oricum vreo 30 de găuri la picurătoare nu am mai avut roșii. Și am pus-o la fel... bobițe de fasole. Cățeaua stă și ea aici. Are apic acolo, i-am pus eu apă. Nu mai poate de cald. E foarte cald. Da. 42 de grade. Ce să faci, asta este? Să vedem, nu știm când apare acest video pentru că nu ne merge internetul. Da, avem o problemă de ceva timp. Dar sperăm că se va repara, să zicem așa. Da. Și vom reveni. O să filmăm ceva și la solarul din curte, să vă arătăm cum se prezintă roșiile. Acum pe seară să vedem, poate o să le aplic un Chrome Max. Și da, vedem ce reușim să salvăm. Sunt temperaturi foarte mari. Asta este. Asta este ce se face. Astea sunt puse de acum, de curând. La noi o claxona? Mă duc eu repede. Ia du-te, vezi, claxonează cineva la poartă. Ăștia au crescut deja. Uitați și roșiile, săracele.
Trebuie să reziste și ele pe căldura asta. Câteva s-au mai și ofilit așa. Uitați-le. Asta este, dacă vor scăpa câteva, bine, dacă nu, ce putem să le facem? Oricum, seara le lăsăm mereu sistemul de picurare la drumul până dimineața. Ia uitați-le, au înflorit și ele, săracele, pe căldura asta. Bruno, de unde vii? De unde vii? Aoleu! Pă unde ai fugit tu aici? De ce te faci mic? De ce te faci mic? De ce te faci mic? Aaa, rup roșiile! Măgarule, ce ești! Imediat să treci în curte! Imediat! Cei doi mușchetari era să-i rup urechile. A rupt, să rupă roșiile. Fuge nebunul ăsta. Unde sunteți? Ia uite ăla. Țăpișor, se curcă și el și colo și colo. Vezi? Țăpișor. Călduțe, călduțe, iubite, iubite. Ce mărgeluși are ea? Da. Alpinuță. Alpinuță? E mai mult în alpin. Are da, mai mult în alpin. S-a făcut și ea, nu e cam ăsta albă, alb așa. S-a făcut mai mursian. Da, mai așa. Mursienele alea așa sunt mai uscate. E tatăl alpin francez și mama albă de Banat. Da, a luat mai mult din alpin. Dar bosul de acolo... E pur. E alpin pur. Francez pur. Țuțu, mor și de cald. Mor și de cald. Băi, hai să-i luăm pe aia, că rupe pe aici ceva. Hai. Ceva pe aici și... Păi, al de bin Laden, unde sunt? Aici avem numai puișor brahma. Poziți așa. Uite, asta e frumos, rog, splash. Splash-ul ăla, da. Și încălțat. Aici sunt cei mai mititei rămași, da. Sunt scos ultimii. Crești, ești. Da. Teroriștilor, unde sunteți? Alo? Teroriștii? Alo? Alo, eu vorbesc. Unde sunt mă ăștia? Nu se văd pe aici. Bruni! Bruni! E, sunt în grădină, în spate de tot, cred. Ia, du-te după ei să vezi. Aaa, ce cauți aici? Imediat, în curte! Și tu unde ești? Unde ești tu? De ce te faci mic acolo? De ce te faci mic? De ce te faci mic? Treci imediat că rup toate alea pe-n grădină. Imediat, iau, rup vinetele, mă, măgarule, ce ești, uite capra, capra vrea să le dea una, ia uite, ia, să bucură. De când îi cândește, pac, să ia. Ce cauți tu în grădină? Uite cum se vede căldura. Dacă ai avea treabă ca noi în grădină, n-ai vrea să mai vii în grădină. Da, așa, pe căldura asta, de deja că ți arde, hai, în curte. Ia uite, te vezi cum se vede acolo căldura? O da, mă, iese din solar. Deci e, nu știu, pe camera. Cald. Deci noi vedem așa, da, un fel de trepidație, așa este căldura care iese din solar. Nu, pe camera n-ai cum să o prinzi, dar... Nu știu dacă se vede. Și solarul e deschis pe ambele părți. Da, da, degeaba. Nu-l avem închis, deci este deschis larg. Cât se deschide lateralele, sunt deschise complet. Într-un fel mai e bine, mai avem copaci pe partea asta și dimineața mai avem puțină umbră. A, șeribuțele! Dă-mi și mie. A, sunt, nu vreau, sunt fierte. De căldură. Le iau și le bag la frigider. Da, poți să le iei. Ia-le și bagă-l la frigider. Da. Băi, teroriștilor, hai, Bin Laden!
Unde te duci, cărub roșiile? Vino încoa. Uite ce fugi. Bă, unde-i fugi, mă? Eu pe roșiile ia. Afacerii, deja mi le imaginez la toamnă. Ia, ea vrea să iasă afară pe acolo. A ieșit. A ieșit pe lateral afară. A sărit? Da. Uite, vine pe aici. Ia, uite-te. Auzi, Bibi? Eu roșiile astea șeri mi le imaginez la toamnă, când ți-or face ele pe ciorchine așa. Să vedem dacă scapă săracele de căldura asta. Hai, hai să mergem, că ăștia rupe ceva pe aici. Cam atât am avut să vă arătăm pentru astăzi. Arde pilă, pe noi am scos toate vrejurile din solarul de la câmp. Uite, sunt roșu la față. Asta este. Să vedem din roșii ce vor scăpa. Noi, ce ține de noi, facem și noi. Acum, ce-o fi, asta e. Bun, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo să lăsați un like dacă vă plac materialele noastre. Dați un share să afle și prietenii voastre. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Și nu uitați de pagina de Facebook. Avem și pagina de Facebook unde puteți să ne puneți poze cu problemele dumneavoastră ce le întâmpinați la legume. Băi, nu mai alergați! Ah. Așa? Și dacă știm ce problemă aveți, cu siguranță vom face un video și vă ajutăm cu cea mai mare plăcere. Și dacă sunteți nou pe canal, nu uitați acolo să vă abonați. Da, este total gratuit și dacă activați și clopoțelul, o să vă anunțe de fiecare dată, vă notifică când postăm ceva nou. Bun. Bun. Vă mulțumim, v-am pupat. Pa, pa. O zi bună. La revedere.